Campania electorală bate la ușă deja, iar la nivelul județului Hunedoara, mai mulți primari liberali au decis să plece din PNL și să se alăture echipei PSD. Acest lucru a căzut ca un trăsnet peste liberali, iar acum se duc lupte în declarații. Cei din organizația județeană a PNL au transmis zilele trecute, după ce și primarul municipiului Petroșani a trecut de partea socialdemocraților, că, citez, Laurențiu Nistor se teme de Călin Marian, știe că îl poate trimite acasă. În replică, Nistor, președinte al PSD Hunedoara, a declarat că nu se teme de nimeni și că are ce face și dacă nu câștigă alegerile. Laurențiu Nistor se teme de Călin Petru Marian. Știe că îl poate trimite definitiv acasă. Lui Laurențiu Nistor, președintele PSD Hunedoara, îi este frică de Călin Petru Marian, principalul lui contracandidat la președinția Consiliului Județean Hunedoara. Nistor este pe un trend descendent, iar decalajul dintre cei doi este tot mai mic. Marian îl poate trimite pe Nistor definitiv acasă. Laurențiu Nistor îi ademenește prin tot felul de tertipuri pe primarii PNL din județ, nu de dragul acestora, nu pentru a întări structura partidului pe care îl conduce, nu pentru binele hunedorenilor, ci pentru a-și asigura lui fotoliul de președinte al Consiliului Județean Hunedoara pentru încă 4 ani. Dacă pierde alegerile, pierde tot. Și știe asta. Nistor vânează la bucată primarii PNL, sperând astfel într-un vot covârșitor în favoarea lui, pe raționamentul că, odată cu edilii atrași prin diverse mijloace ortodoxe sau mai puțin ortodoxe în PSD, aduce și electoratul acestora. Se arată într-o postare publicată pe contul de socializare al PNL Hunedoara. În replică, Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara și al organizației județene a PSD, a declarat: să nu credă să cumva telespectatorii care ne urmăresc că mi-e teamă de cineva sau n-am ce face dacă nu câștigă alegerile, Doamne ferește, am ce face suficient și toți avem ce face. Dar cert este campania electorală, asta este în România și valabil și în alte părți, se poate și jigni, se poate spune și lucruri adevărate, de exemplu, dacă dimineața ai servit micul dejun, poate să scrie presa că de 4 zile n-ai mai mâncat nimic și nu mănânci ca să fii suplu. Sigur, asta e viața, trebuie să suportăm orice. Sau în loc că am mâncat un grătar, spune că am înghițit o broască răioasă și asta este valabilă. În campanie electorală se pot auzi orice fel de vorbe și de acum încolo este normal. Eu particip la campanie electorală de mult, din 1992. Am suficiente argumente pe care să mă întărească, să suport tot ceea ce mi se pune în cărcă. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt cine sunt. Adică nu mă refer la funcția de președinte, sunt omul, cetățeanul Nistor, care am respectat întotdeauna electoratul, care întotdeauna ce am promis am și făcut și de fiecare dată, mai ales când lucru cu dumneavoastră, cu consilieri, când am lucrat și în Parlament, respectul a fost totdeauna maxim. În rest, ce să facem? Așa este. Dacă trebuie să ne mai și jignim câteodată, vă spun și acum și o declar public, singurul partener politic al meu este electoratul județului Hunedoara. În rest, nu alte partide.